noi ca și părinți avem o perspectivă noastră, dar e important să îi ascultăm și să vedem cum este pentru ei, ce semnificație are experiența pentru ei și care este ajutorul de care au nevoie. Poate că mai multe plimbări în natură, poate că mult mai mult timp pe care să le acordăm lor, da? De la a povesti cu ei, de la a împărtăși, de la dea spațiu să vorbească despre ei, i-ar ajuta să se recupereze mult mai sănătos. Nu mai rapid, că rapid nu o să fie posibil, deci cred că așa numitul plan de recuperare ar fi undeva, să ne gândim la cel puțin câteva luni, da? Deci cumva nu se întâmplă într-o lună, două, să-i observăm pe copii în următoarele luni cum își recapătă resursele și cum se readaptează într-un mod sănătos vieților de zi cu zi. Câteva luni înseamnă practic finalul de an școlar pe care el prind. Cel puțin. Plus vacanța de vară, Domnica Petrovai. Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.